Sărbătoarea Învierii Domnului se apropie cu pași repezi, însă nu este motiv de bucurie pentru toți copiii. La Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria sunt ocupate aproximativ o treime din numărul de paturi. În perioada sărbătorilor pascale vor rămâne internați în jur de 250 de copii, unii dintre ei însoțiți de mame sau de bunici. În momentul de față sunt internați aproximativ 250 de pacienți pe cele 654 de paturi existente. În mod obișnuit, de sărbători, numărul pacienților internați este mai mic, fără a avea legătură cu prezentările în UPU, a căror număr se menține constant, ci doar cu refuzul aparținătorilor de a se interna în această perioadă și cu numărul redus de pacienți cu patologii cronice. Pentru a îi ajuta pe copii să intre în spiritul sărbătorilor, conducerea spitalului le-a pregătit un meniu special. În perioada sărbătorilor pascale, meniul pacienților a fost organizat astfel încât să aducă un strop de sărbătoare. Ținând cont de regimurile pacienților, meniul va cuprinde ou roșii, cozonac, drop de pui, ciorbă, sarmale și friptură. Pe toată perioada sărbătorilor, medicii din Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Sfânta Maria îi vor primi și îngriji pe toți cei care vor avea nevoie. În această perioadă, problemele cele mai des întâlnite sunt traumatismele cauzate de accidente și tulburările digestive.